ajuns la Petroșani și chiar dacă nu vin pentru prima dată, tot nu s-au săturat de acest loc. Vorbim despre copiii din Varpalota, oraș înfrățit cu Petroșaniul, care au fost așteptați la primărie cu ciocolată și care spun că niciodată nu se plictisesc aici. Este o zonă foarte frumoasă din punct de vedere al geografiei, oameni plăcuți și un program care ne încântă. Le place aici și merg în vizite pe munte, dar și în județ, în timp ce copiii din Petroșani au vizitat Parlamentul din Budapesta. Profesorii lor însă au și alte planuri care vizează chiar înfrățirea a două școli. Din octombrie 2013 conduc cea mai mare școală generală din Varpalota. Sigur că această idee încă este într-o stare incipientă, dar doresc foarte mult. Ideea ar fi ca să continuăm aceste întâlniri de tabere și organizări de tabere între două școli, dar eu m-am gândit ca să ducem această relație către familiile copiilor și relația să ducă până la o prietenie a familiilor copiilor. Delegația a fost primită la Petroșani de Dorin Aniță, viceprimarul municipiului, care le-a urat copiilor o ședere cât mai plăcută. De peste 10 ani, de când avem această relație cu orașul înfrățit Varpalota din Ungaria, un grup de elevi care înregistrează rezultate bune la învățătură, atât de la noi cât și din Ungaria, pe bază de reciprocitate, se deplasează dintr-o parte în cealaltă pe parcursul unei săptămâni petrecute. Ei au parte de o serie de activități recreative. În cazul celor care au venit astăzi la noi și vor pleca duminică, vor merge în retezat, se vor duce la Gioagiu, vor vizita Castelul Corvinilor, deci vor avea parte de o serie de ocazii prin care să ne cunoască pe noi, atât cei din Valea Jiului, atât ca popor, cât și ca împrejurim, ca și cadru în care noi viețuim și ne petrecem, să zicem, viața de zi cu zi. Copiii au fost și rămân mesagerii care duc și ne aduc impresii. Iar de peste un deceniu aceste schimburi se petrec vara, atunci când cei mai buni la învățătură sunt răsplătiți cu o astfel de vacanță în orașul maghiar înfrățit.